Nici măcar vremea potrivnică nu a putut opri Cupa Primăverii la fotbal, competiție ce se desfășoară pe sinteticul din baza sportivă hidroelectrică. Înarmați cu umbrele sau pelerine, câțiva suporteri au venit să-și susțină echipele favorite din grupa C în drumul lor spre fazele superioare. Ieri după amiază, de la ora 17, s-a jucat meciul dintre Pompieri, Echipament Bleu și Pomicom. Rezultatul final conta doar pentru stabilirea ordinei în grupă, cele două echipe fiind deja calificate. S-a terminat 5-5. Al doilea meci s-a jucat între Festina Lente, Echipament Verde Închis și Lir. Surprinzător, o victorie echipei Lir ar fi trimis în sferturi ocupanta locului 3 din grupa B, numai că adversarii au început perfect jocul și după 5 minute conduceau deja cu 2-0. S-a terminat 8-2 pentru Festina Lente, care a terminat grupa pe locul 2 după Pompieri. Locul 3 este ocupat de Pomicom, iar cele trei echipe merg mai departe în competiție. Pe locul 4, în grupa C, s-a clasat Lir, 3 puncte, iar pe ultima poziție, fără niciun punct, selecționata Salvamontului. Astăzi a fost pauză, iar de luni competiția se reia cu faza sferturilor de finală după următorul program. Luni, Hidroelectrica, Profesorii, urmat de Pompierii Chimia NBC, iar marți, Prigmânia Câmpulung, XXL, urmat de Festina Lente, Pomicom.